Bună dimineața! Ne-am trezit destul de târziu astăzi. Suntem în a treia zi deja în Kyoto și mergem astăzi să vizităm templul de la Fushimi Inari, care e la o distanță de 30 de minute cu metroul. Trenul. Sau cu trenul. Bună tuturor și bine v-am găsit într-o zi atât de frumoasă în Kyoto. Mai avem 3 zile de stat în acest oraș fermecător, așa că haideți să mergem direct către unul din cele mai cunoscute locuri din Japonia, Fushimi Inari. Ca să ajungem în acest loc, luăm trenul din Kyoto Central Station și ajungem exact în fața templului Fushimi Inari. Sunt literalmente 10 metri din stație și până la intrarea în templu. Ca de obicei, ne bucurăm de transportul extraordinar din Japonia, unde vă zic sincer, eu mă simt ca în avion la business class. Înainte să pornim la drum, vreau să vă povestesc de aceste vagoane Women Only. Aceste vagoane Women Only sunt vagoanele de tren sau metrou desemnate exclusiv pentru femei în Japonia. Acestea sunt o măsură menită să ofere un mediu sigur și confortabil pentru femei în timpul călătoriilor cu trenul sau metroul, în special în orele de vârf, când aglomerația poate fi un factor de stres și disconfort. În astfel de vagoane, bărbații nu au voie să intre și este o inițiativă foarte populară în Japonia, mai ales în marile orașe, unde aglomerația este o problemă serioasă și în care s-a înregistrat un număr mare de incidente de hărțuire sexuală în transportul public. La templul Fushimi Inari Taisha, templul Shinto cu porțile torii care taie respirația. Templul este dedicat zeului Inari, zeul recoltei, al agriculturii, al comerțului și al prosperității, iar simbolul său principal sunt porțile torii, numite și Senbon Torii în japoneză, care formează un tunel de peste 10.000 de torii roșii de lemn. Acesta este traseul pe care trebuie să-l urmăm. Nu pare să fie un traseu greu, este ușor de parcurs și poate fi accesat de toți vizitatorii, indiferent de nivelul de sport pe care îl practică. Este important să avem totuși o încălțăminte confortabilă și să fim pregătiți pentru o plimbare ușoară într-un mediu frumos și pitoresc. Povesteam că înainte de a intra în templu trebuie să facem ritualul de purificare. Traseul este marcat cu indicatoare în limba japoneză și în limba engleză și se întinde pe o distanță de aproximativ 4 km, cu o durată medie de parcurs de aproximativ 2-3 ore, în funcție de ritmul tău de mers și de numărul de fotografii pe care dorești să le faci. Cea mai bună perioadă pentru a vizita Fushimi Inari Taisha
Este primăvara sau toamna, când clima este plăcută și potecile sunt înflorite cu cireși sau frunze de arțar roșii. De asemenea, se recomandă să ajungi de vreme dimineața sau târziu în după-amiază, pentru a evita aglomerația și pentru a avea parte de o experiență mai intimă în acest loc atât de special. Altarul Fushimi-Inari are o istorie ce se întinde de peste 1300 de ani. Se crede că a fost construit prin anii 716. Inițial, Fushimi-Inari nu a fost în acest loc unde suntem noi astăzi. Altarul inițial a fost construit pe dealul Inariyama, dar a fost mutat aici în secolul 14. Altarul a suferit mai multe renovări și extinderi de-a lungul anilor, iar acum se întinde pe o suprafață de aproape 30.000 de metri pătrați. Cum vă spunem și la intrare, semnificația altarului Inari și are rădăcinile în zeul agriculturii, care poartă același nume, Inari. Cea mai frapantă trăsătură a altarului Fushimi sunt aceste porți torii, care aliniază potecile care duc spre vârful muntelui. Aceste porți torii sunt donate de către persoane fizice, familii și oameni de afaceri ca ofrandă zeului Inari. Și fiecare poartă torii are înscrisă numele persoanei care a făcut donația. Se spune că plimbarea sub porțile torii este o activitate foarte recreativă și spirituală. Se vede cum urcăm muntele, că porțile torii se apropie din ce în ce mai mult și arată exact ca o potecă. Sanctuarul este compus din mai multe clădiri sacre, inclusiv sanctuare secundare și alte structuri importante, precum sala principală în care se află statuia zeului Inari. În mitologia japoneză există multe legende și povești despre Inari, care ilustrează natura sa divină și rolul său în viața oamenilor. Există foarte multe legende și povești legate de acest loc și de Inari, iar una dintre cele mai cunoscute legende despre acest zeu implică o vulpe care își dorește să devină o ființă umană. Potrivit legendei, o vulpe foarte inteligentă trăia în apropierea sanctuarului Fushimi Inari Taisha. Aceasta a ajutat multe persoane, oferindu-le ghidaj și îndrumare, dar își dorea să devină și ea o ființă umană pentru a putea trăi printre oameni. Odată, vulpea a fost martor la o ceremonie de nuntă în care o femeie era îmbrăcată într-o rochie roșie strălucitoare și cerea soțului ei să o iubească mereu. Vulpea a observat că acea rochie roșie era foarte importantă pentru femeie, așa că a furat-o și a folosit-o pentru a se transforma în femeia cu rochie roșie. Astfel, vulpea a devenit o ființă umană și a fost capabilă să se căsătorească cu un bărbat. Cu toate acestea, vulpea și-a păstrat natura divină, iar soțul ei a început să-și dea seama că ceva nu este în regulă cu ea. În cele din urmă, acesta a descoperit că femeia din rochie roșie era de fapt o vulpe și a fugit. De asemenea, oamenii au aflat de trăsnaia vulpii și au început să fie foarte precauți când interacționau cu ea. În ciuda acestor probleme, vulpea a rămas devotată soțului ei și a continuat să-i ofere ghidaj și îndrumare, ajutând oamenii în moduri mici, dar importante. La Fushimi Inari se desfășoară o serie de ritualuri și tradiții care fac parte din experiența pe care ți-o oferă acest templu. Unul dintre cele mai populare ritualuri este Yutatei Kagura, o ceremonie de purificare care are loc zilnic și implică un preot care aduce ofrande la un altar și cântă versete din scrierile Shinto. Drumul către templu ne oferă și o priveliște tare frumoasă asupra orașului Kyoto. Nu știu dacă se vede așa bine pe cameră, dar pentru ochi e o adevărată încântare. あ、今パパ何か、今パパ何か。
După cum vă povestea una mai devreme, porțile Torii sunt donate de către familii pentru templul Fushimi Inari. Și tot familiile cred că sunt responsabile să le întrețină. Am văzut unele care nu sunt vopsite și culoarea acea portocalie dispare și unele care sunt întreținute foarte bine și un portocaliu strălucitor și cumva scrisul de pe ele este refăcut și devine inteligibil. E atât de plăcut afară și toată lumea stă la o terasă. Bea ceai, mănâncă înghețată, stau la povești, tare, tare drăguț. În total 4 ore și vreau să vă spun că este o experiență inedită. Am făcut puțină mișcare și ne-am plimbat prin natură. Chiar ne-am simțit extraordinar. Ca să vă dați seama cât de aproape eram de Fushimi Inari din stație, ieși din stație, traversezi și ai ajuns deja la templu. E genial, ce îmi plac obiectivele care sunt foarte, foarte aproape de mijlocul de transport în comun. Așa îți scutește o grămadă de timp. Din nou ne facem apariția în gara centrală din Kyoto. Pur și simplu nu ne mai săturăm de această gară. Dacă nu ați văzut primul vlog cu gara centrală din Kyoto, îl lăsăm în comentarii pentru că e mult prea fascinantă față de ce vă pot povesti eu acum. Ne oprim pentru un prânz târziu sau o cină de vreme. Cred că e corect indiferent de cum o zic. Ce am mâncat până acum în Japonia este destul de ușor și astăzi îmi doresc tare mult să mănânc ceva prăjit, să mănânc porc, mâncarea mea preferată, de fapt. Da, normal. Am luat un bon de ordine, am așteptat puțin afară, ne-a temperatura, ne-am dezinfectat și ne-am pus și la masă. Din nou, meniul arată cam așa. Absolut nimic în engleză, nu știm ce mâncăm, ne uităm la poze și care ne plac. Bălaie. Thank you. Is it the only menu or we can use the tablet as well? Vai, ce bine arată. Drinking menu, super. Asta e menu mai mare decât menu. Ne descurcăm foarte, foarte greu cu meniul. Aici am primit un ceai de susan. Sau cel puțin are gust de susan, e foarte intens și e cald, foarte bun. Când comanzi bere, poți să selectezi dacă vrei să vină înainte, în același timp cu mâncarea sau după mâncare. Și cred că se aplică bine la toate băuturile. Vai, ce tare! Înainte, nu? Înainte. Suntem separați aici de un plexiglas din nou. Sushi berea. Bine să cred. Deci nu pot să cred. Dressing. Arigato.
Thank you. Să vedem și porcul meu, unde sunt prunele din porcul meu. Nici nu știu de unde să încep și am mai luat și 4 crereți. Arigato. Ceea ce s-a zis că e da, ok. Deci, arată tot ce avem aici, este ceva de vis. Care l-am descoperit în Japonia și care este extraordinar. Și îl recomand foarte, foarte mult pentru salate, fetelor, o să vă placă la nebunie. Și da. Băieții care mănâncă salate. Băieții care mănâncă salate cu carne. Ce avem noi în farfurii și pe masă acum este artă. Nu poți într-o piață, nu poți într-o gară să mănânci atât de bine și atât de frumos. Și atât de curat. Este ceva incredibil. Doamne, iubesc Japonia. Am mâncat, ne-am săturat, am venit la un desert. Mergem după la o cafea și pornim iarăși prin oraș. Să vedem ce ne dă. Deja avem vreo 3 ore de când suntem în gara și voiam să plecăm, doar că... Da, și din cauza asta nu am mai plecat. Și acum simt aici încă vreo jumătate de oră și apoi vedem dacă mergem tot de la... Care e asta? Prima, da. Cheers! Mmm! Diferită de un cheesecake normal. Mm-hmm. Are crusta foarte tare, ca de napolitană, așa. Franciu, e rău. Să nu credeți altceva despre noi, dar noi așa mâncăm tot timpul. Mult. Podul din imagini este podul Sanyo și a fost de-a lungul timpului un punct important de intersecție și un simbol al orașului Kyoto. În timpul celui de-al doilea război mondial, podul a fost grav avariat de un atac cu bombă, dar a fost reconstruit și refăcut după război. Primele datări cu podul Sanyo apar prin 1590, iar starea sa actuală din piatră, care oferă 2 sensuri de mers pentru mașini și 2 trotuare pentru pietoni, a fost făcută în 1950. Este un loc tare frumos și pitoresc și este aproximativ un centru multor locații turistice, cum ar fi Muzeul Național, Parcul Maruyama, Gion sau Piața Nishiki. Sunt o mulțime de baruri, cafenele și restaurante și o zonă destul de aglomerată, aș zice. Bună dimineața! Începem o zi fabuloasă într-un Starbucks exact lângă hotelul unde suntem cazați. Atmosfera aici este extraordinară. Este aproximativ 10 dimineața și toată lumea muncește pe laptopuri. Oameni de toate vârstele, bărbați și femei, se bucură de o cafea, își fac task-urile pentru prima parte a zilei și, sinceră să fiu, toată lumea pare foarte relaxată. Kyoto are mai multe Starbucks-uri, unele dintre ele fiind situate în locații turistice populare, cum ar fi piața Sanyo și în apropierea templului Kiyomizu-dera. Unele cafenele Starbucks din Kyoto oferă chiar și produse exclusive și ediții limitate. Ca să înțelegeți cultura Starbucks în Kyoto,
Trebuie să știți că sunt peste 30 de Starbucks-uri numai în zona metropolitană Kyoto. Din ce am citit, tot mai mulți japonezi încep să bea cafea, înlocuind renumitul ceai, iar Japonia ocupă locuri fruntașe la consumul de cafea. Mai avem 2 zile de stat în Kyoto și în câteva minute după ce ne bem cafeaua, care arată extraordinar de fain, ce cu Sakura, ceva specialitate de la Starbucks. Mergem la Arashiyama, pădurea de bambus de lângă Kyoto. Noi aveam micul dejun la hotel, dar cineva nu se trezește dimineața. Niciunul dintre noi, nu e adevărat. Niciunul nu se poate trezi dimineața pentru că suntem foarte obosiți. Mergem super mult pe jos. Cred că avem o medie de 17-18 km. Așa. Și e destul de friguț aici în Kyoto, ceea ce ne face să obosim și mai repede, să consumăm și mai multe calorii. Dar noroc că mâncăm bine și că ne place. Și că vizităm și că pozăm și filmăm cât mai multe lucruri pe care le vedem și le putem poartă și cu voi pe video. Am ajuns la stația Saga Arashiyama. Destinația noastră pentru astăzi fiind Arashiyama Bangu Forest. Și din stație avem cam 1 kilometru până unde începe pădurea de bambus, dar deja în jurul caselor încep să apară bambus plantați. Este diferit față de ce am văzut până acum. Nu mai sunt clădirile acelea mari, nu mai e agitația din oraș. E lume destul de multă care vine aici, dar casele sunt mai mici, zona e mai rurală. Am ajuns la templul Tenryuji, lângă Bamboo Forest, și este un important templu budist din Kyoto, care face parte din siturile istorice ale orașului Kyoto, Patrimoniu Mondial UNESCO din 1994. Templul a fost fondat în 1339 și este considerat unul dintre cele mai vechi temple din Kyoto. Tenryuji este cunoscut pentru grădinile sale magnifice care au fost create în stilul clasic al grădinilor japoneze. Grădinile au fost concepute pentru a fi văzute din diferite unghiuri, iar combinația de apă, pietre și arbori creează o atmosferă calmă și liniștită, care este tipică pentru grădinile japoneze. Zilele senine de primăvară sunt pur și simplu perfecte pentru o plimbare prin grădinile japoneze tradiționale. Vântul blând și soarele strălucitor creează o atmosferă minunată aici. Suntem la intrarea în Bamboo Forest și vedem în fața ochilor ceva ce pentru mine este unic. Bamboo Forest din Arashiyama este un loc uimitor, plin de pace și liniște. Poți asculta sunetul vântului cum trece prin tulpinele de bambus înalte și subțiri, care se ridică la câțiva metri deasupra ta. În interiorul pădurii se simte o temperatură mai rece și o umiditate mai ridicată decât în afara ei, făcând din acest loc o evadare minunată de la zgomotul și agitația orașului. Copacii din bambus sunt cunoscuți în întreaga lume pentru înălțimea și eleganța lor, precum și pentru rapiditatea cu care cresc. Bambusul este o plantă uimitoare care fascinează prin grandoarea și frumusețea sa. Aceasta este una dintre cele mai rapide plante din lume, capabilă să crească până la 1 metru pe oră în perioada de creștere maximă. Cu această viteză de creștere, bambusul poate ajunge la înălțimi impresionante de până la 30 de metri sau chiar mai mult. Dar să știți că frumusețea bambusului nu se oprește la înălțimea sa impresionantă. Tulpinele de bambus sunt drepte și puternice, cu o textură netedă și o culoare verde intensă. Odată tăiate și prelucrate, aceste tulpini pot fi folosite pentru o varietate de scopuri, inclusiv construcții, mobilier, hârtie, ustensile de bucătărie și multe altele. În plus, copacii din bambus sunt cunoscuți pentru proprietățile lor terapeutice și vindecătoare. În medicina tradițională chineză, bambusul este utilizat pentru a trata o varietate de afecțiuni, cum ar fi răceală comună, durerile de cap, probleme digestive și multe altele. În țările asiatice, precum China și Japonia, bambusul a fost utilizat tradițional ca material pentru canalizare încă din secolul al IX-lea. Deoarece este un material durabil, ușor și impermeabil,
Bambusul a fost preferat față de alte materiale pentru construirea de canale de drenaj și conducte de apă. Bambusul a fost folosit și în construcția de punți și clădiri, datorită rezistenței și flexibilității sale. Chiar și astăzi, în unele zone rurale din Asia, bambusul este încă utilizat în construcția de case sau alte structuri adiacente. Calitatea aerului în pădurea de bambus este foarte bună datorită prezenței masive de plante și copaci. Bambusul, în special, este cunoscut pentru capacitatea sa de a purifica aerul, deoarece are o rată ridicată de absorpție a dioxidului de carbon și producției de oxigen. În plus, datorită dimensiunii și densității sale, pădurea de bambus poate reduce de asemenea nivelurile de poluare fonică. Să știți că este destul de aglomerat, în special în zonele instagramabile, care, da, arată foarte, foarte drăguț, dar dacă mergi să explorezi pădurea și râul care înconjoară tot locul acesta, râul Katsura, o să vedeți că este destul de liniștit și, mai ales, poți vedea maimuțe în mediul lor. Noi, din păcate, nu am văzut, deși vă spun sincer că m-am rugat să apară măcar una în calea noastră. Deși Japonia este atât de modernă și tehnologizată, mi se pare că are niște minusuri destul de mari când vine vorba de plata cu cardul sau cash. Astăzi suntem în al doilea loc în care nu ne lasă să plătim cu cardul și Ionuț a mers acum într-o stație de bus care este cam la 15 minute de mers pe jos să scoată bani și să putem plăti intrarea dacă mai reușim să găsim deschis, pentru că în 45 de minute se închide. Până se întoarce Ionuț, aș vrea să vă povestesc puțin de locul unde mă aflu. Acesta se numește Kinkaku-ji și mai este cunoscut sub numele de Templul Pavilionului de Aur, fiind și un templu budist. Aceasta este o clădire emblematică pentru Kyoto și pentru Japonia în general. Atrage milioane de turiști anual și este un fel de emblema Kyoto-ului. Am ajuns la unul din cele mai emblematice temple din Japonia, Templul Kinkaku-ji. Templul Kinkaku-ji a fost construit în 1397 și foarte interesant, a fost construit de către al treilea shogun Ashigaga ca fiindu-i vilă de pensionare, dar a pus condiția ca după moartea sa să devină templu. Începând cu anul 1994, Templul Kinkaku-ji face parte din patrimoniul mondial UNESCO. În jurul templului este amenajat un iaz și totodată sunt amenajate câteva grădini japoneze extrem de minuțios aranjate. Și printre ele sunt poteci dedicate vizitatorilor care se pot plimba și le pot admira. Templul e deschis cam tot anul, cu excepția câtorva sărbători legale, iar taxa pentru persoană, taxa de adult, e 400 de ieni, undeva la 15 lei. E extraordinar, extraordinar de frumos. Grădinile astea japoneze m-au impresionat mult mai mult decât templul și decât celelalte temple și decât tot. E așa de frumoasă natura și atât de primitor și de... e superb. Tetsugaku no Michi sau Calea Filozofului este o potecă de 2 km în cel mai estic punct din Kyoto, care leagă templele Jinkaku-ji și Nanzen-ji. Este o potecă care poartă numele lui Noshihida Kitaro, unul din filozofii japonezi. Și poteca merge pe lângă un canal care este foarte frumos de admirat și de plimbat pe lângă, dar care în perioada Edo a avut o semnificație foarte importantă, deoarece mărfurile și tot felul de produse și comerțul între temple și
diferite regiuni care, prin care trece canalul, se făcea prin sau se făcea datorită acestei. Astăzi sufletul meu e puțin trist, pentru că, după cum probabil v-ați dat seama și mulți dintre voi deja știți, și eu și Ionut suntem mari pasionați de mâncare, în sensul că ne place foarte mult să mâncăm orice, dar astăzi am fi vrut să încercăm un meniu mai special, care ar fi fost exact în restaurantul din spatele meu. Și, după cum știți, nouă ne place foarte, foarte mult pizza și mâncarea italiană în general, dar pizza în mod deosebit. Dacă cumva știți, pe Netflix este un serial numit Chef's Table și a apărut anul acesta o ediție nouă, Chef Pizza, unde am văzut un restaurant și un chef mai special, Chef Imai, care gătește exact în restaurantul acesta, care se numește Monk. Gătește Chef Imai un fel de mâncare specific Kyoto, Kaiseki se numește, și sunt, îți aduc la masă tot felul de meniuri care sunt în vase foarte, foarte mici, în farfuriuțe dintre acele pătrate, și ai ca un fel de meniu de degustare. Foarte, foarte mult mi-a plăcut să ajungem aici. Din păcate, trebuie să faci rezervare cu 3-4 luni în avans. Noi am venit în speranța că o să găsim măcar un loc și pentru noi, dar nu avem nicio șansă. Foarte, foarte rău îmi pare și sper că la anul să ne întoarcem în Japonia și să venim din nou la restaurant la Monk. Suntem pe calea filozofilor de care vă povestea Ionuț mai devreme. Și două lucruri vreau să vă mai adaug despre restaurantul Mom, că se gătește acolo cu produse doar locale. Majoritatea ciupercilor care sunt folosite în mâncărurile de la Mom sunt aduse chiar din pădurea în care mărginește Kyoto, și alte produse care cresc doar în sezon, deci doar produse sezoniere. Un alt lucru ce voiam să vă mai zic, deși ați văzut că arăta destul de clasică clădirea, nu era nimic spectaculos, nu erau neoane, nu erau becuri, nu erau tot felul de luminițe sau artificii, accentul se pune cel mai mult pe mâncare și pe experiența pe care o ai acolo în restaurant. Cam astea au fost locurile pe care noi le-am vizitat în Kyoto. Mergem la gara centrală, facem niște cumpărături, sper să găsim niște magneți, niște sake, tot ce ne-a mai rugat ai noștri să le cumpărăm. Apoi facem rezervare pentru că mâine plecăm la Kagoshima. Luăm cina și ne punem la somn. Noapte bună! See you.